Salut, eu sunt Dan. Iar eu sunt Florentina. Și tu te uiți la Vista. Astăzi vom face cunoștință cu cele mai ciudate frici pe care le trăiesc oamenii. Știm cu toții ce înseamnă fobia și cum ne face aceasta viața amară. Teama de întuneric, teama de necunoscut, de înălțimi, apă sau insecte sunt destul de comune și ne gândim probabil că acestea sunt singurele fobii pe care le are omul. La fel ca noi însă, vei avea parte de o surpriză. Citește mai jos despre cele mai ciudate fobii pe care le-au descoperit medicii. Spectrofobia, teama de oglinzi sau de propria reflexie. Spectrofobia este o fobie care implică teama morbidă a unei persoane de oglinzi și groaza de a-și vedea propria reflexie. Este atribuită fricii de autocunoaștere și de exhibiționism. Este dezbătut faptul că spectrofobia are legătură cu teama de fantome sau fasmofobia. Poate apărea ca frică de a-și pierde percepția despre frumusețea personală sau teama de a accepta anumite anomalii personale, ca alunițe sau semne care amintesc de evenimente dureroase din trecut. De asemenea, poate fi etichetată ca un simptom al negării anumitor evenimente care au marcat acea persoană. În alte cazuri, schizofrenia este unul dintre motivele pentru care apare spectrofobia. Dar, pe cât este de ciudată, pe atât este greu de evitat în zilele noastre, pentru că oglinzile și reflecțiile sunt prezente în multe locuri, se identifică și se tratează la fel de ușor ca și alte fobii. Ablutofobia, teama de a se îmbăia. Ablutofobia este teama anormală și persistentă a unei persoane de a se îmbăia, spăla sau curăța. Ablutofobia tinde să se regăsească mai mult în rândul copiilor și femeilor decât al bărbaților și mai ales la oamenii foarte emotivi. O astfel de fobie te demoralizează și te face să te simți singur. Poate fi impactul unui eveniment din trecut care leagă o traumă emoțională de îmbăiere, spălare sau curățare. Catalizatorul original poate fi o teamă reală, dar starea poate fi declanșată și de orice eveniment văzut la televizor, în filme sau de o situație în care cineva a suferit o traumă și la care persoana a fost martoră. Este diferită de teama de apă sau hidrofobia, pentru că persoana nu se teme de apă, ci de procesul de curățare. Apa nu o va deranja dacă nu este folosită pentru curățare. Cei care suferă de ablutofobie simt amețeală, rămân fără aer, transpiră în exces, au palpitații, greață, gura uscată, se simt rău, tremură, se enervează sau își pierd controlul. Antofobia, teama de flori. Antofobia este o teamă persistentă față de flori. Deși cei care suferă de aceasta înțeleg în general că florile nu reprezintă o amenințare, trecând variabil prin stări de anxietate când le văd sau se gândesc la ele. Orice gen sau specie de flori le pot insufla teama, la fel și orice parte a acestora, ca petală sau tulpină. Antofobia se referă de asemenea și la obiecte mici și inofensive, cum ar fi o bucățică ruptă de hârtie. Oricine poate avea această fobie, așa că dacă te-ai cam speriat când iubita ți-a adus flori, s-ar putea să suferi de antofobie. Și dacă n-ai primit niciodată flori, ar trebui să-ți cumperi singur doar ca să te asiguri. Corofobia, teama de a dansa. Dansul face parte din viețile noastre. Este o expresie a stării, bucuriei și energiei. Să inviți pe cineva la un dans este un mod grozav de a-ți găsi un partener. Dar dacă cineva se teme chiar și de ideea de a dansa? Corofobia este o teamă persistentă de a dansa, fie el un dans în pereche sau de unul singur. Cei ce suferă cred cu tărie că nu au chef să danseze, dar ce nu realizează ei este că, de fapt, se tem. În multe cazuri, oamenii și-au dat seama de această anomalie când au fost nevoiți să danseze într-un club sau la balul de absolvire. La extrema cealaltă, unii și-au descoperit această problemă când i-a cuprins anxietatea și greața la dansul mirilor de la propria nuntă. Tratamentul corofobiei este la fel ca în cazul altor fobii, dar fobia este mai greu de recunoscut. Uneori este văzută ca repulsie sau doar parte a personalității persoanei care nu vrea să danseze.
Genofobia, teama de relații intime. Genofobia este teama fizică sau psihologia de relații sexuale sau contact sexual. Cuvântul vine din limba greacă genos, urmaș, și phobos, teamă. Oamenii care suferă de această fobie pot fi intens afectați de simplul gând că ar putea ajunge într-o asemenea situație. Cei afectați de genofobie pot să renunțe la a mai avea relații amoroase ca să evite posibile relații intime, lucru care duce la sentimente de singurătate. Genofobii ajung să se simtă singuri și din cauza că se simt rușinați sau jenați de propriile frici. Acest tip de fobie se dezvoltă din cauza unei traume. Mulți dintre cei care au fost molestați în copilărie ajung să devină genofobi. Heliofobia, teama de lumina soarelui sau nebunia vampirilor. Heliofobia este o problemă care afectează sute de oameni, dar care nu este îndeajuns de cercetată. Cei care suferă de heliofobie se feresc de soare și sunt preponderent denumiți păsări nocturne. Sunt înfricoșați de lumina soarelui și încearcă să stea cât mai pe întuneric. Locuiesc în subsoluri sau pivnițe și își ocupă anormal de mult timp cu activități casnice. Televizorul, filmele și mai ales poveștile cu vampiri sunt câteva dintre cauzele heliofobiei. Heliofobia a fost considerată un semn de vampirism în multe culturi, deci e posibil și ca trendul filmelor Twilight să contribuie la heliofobie. Hexacosio, ihexeconta, hexafobia, teama de numărul 666. Hexacosio, ihexeconta, hexafobia, este un cuvânt grecesc care, luat în sens literar, înseamnă teama de numărul 666. Are la origine un verset biblic care indică faptul că numărul 666 aparține Satanei sau Anticristului. Cei care suferă de această afecțiune vor evita cu tărie orice lucru care are legătură cu numărul 666, un exemplu marcant fiind Nancy și Ronald Reagan, care în 1989 și-au schimbat adresa casei în care s-au mutat din St. Cloud Road 666 în St. Cloud Road 668. Unele femei și-au făcut griji când au trebuit să nască în data de 6 iunie 2006, 6606. Hollywoodul s-a folosit de nenumărate ori de acest număr, în filme ca The Omen sau The Number 23. În 2006, BBC a pus această fobie pe locul 64 în lista sa de 100 de lucruri de care habar n-aveam acum un an. Nomofobia, teama de a rămâne fără telefon. Nomofobia este teama de a rămâne fără telefon, termenul fiind o abreviere a expresiei No Mobile Phone Phobia din limba engleză. Această denumire a fost introdusă în timpul unui studiu realizat de Oficiul Poștal al Marii Britanii, care a delegat o organizație de cercetare să studieze anxietățile de care suferă utilizatorii de telefoane mobile. Studiul a relevat că aproape 54% dintre utilizatorii de telefoane mobile din Marea Britanie au tendința să devină anxioși când își pierd telefonul, rămân fără baterie sau credit sau nu au semnal. De asemenea, s-a descoperit că aproape 58% dintre bărbați și 48% dintre femei suferă de această fobie și un procent adițional de 9% devin stresați când telefoanele lor sunt oprite. Cercetarea a arătat că nivelurile de stres cauzate de un caz mediu de nomofobie se pot compara cu emoțiile din ziua nunții și vizitele la dentist. Mai mult de unul din doi nomofobi nu își închid niciodată telefoanele. Fobofobia, teama de a avea o fobie. Fobofobia este teama de fobii și mai specific de senzațiile interne asociate cu fobia și anxietatea. Fobofobia intervine între stresul pe care îl poate resimți pacientul și fobia pe care acesta a dezvoltat-o și efectele asupra vieții lui. Altfel spus, un pod între anxietatea, panica pe care o simte pacientul și tipul de fobie de care se teme, creând astfel o predispoziție extremă și intensă la fobia de care acesta se teme. Fobofobia se diferențiază de alte feluri de fobii prin faptul că nu există stimul de mediu în sine, dar mai degrabă senzații interne cumplite, similare simptomelor psihologice ale atacurilor de panică. Fobia de telefon, teama de a face sau a primi apeluri. Fobia de telefon, telefobia, este repulsia de a suna la telefon, practic teama de telefon.
Cei ce suferă de această fobie spun că se tem să nu eșueze în a răspunde corespunzător la o convorbire telefonică sau că nu vor găsi nimic de spus, lucru ce s-ar putea termina într-o liniște jenantă sau bâlbâială. Comportamentul evitant asociat acestei fobii include rugămintea ca altcineva, de exemplu rudele din casă, să le răspundă la telefon sau folosirea exclusivă a roboților telefonici. În consecință, pacienții vor evita multe activități ca plănuirea evenimentelor sau clarificarea unor informații. Cum este des întâlnit și în cazul altor fobii și temeri, există un spectru larg de gravitate și la frica de convorbirile telefonice și dificultățile ce îi corespund. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.